niciodată. La 28 de ani mi-au permis-o. Mergem mai departe. Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalele noastre de YouTube. Sunt foarte, foarte încântat pentru că încep să se lege videourile și să facem chestii haioase și interesante. Până la urmă despre asta e vorba, să facem un entertainment ok pentru voi, să ne urmăriți din ce în ce mai mult. Astăzi i-am pe doi invitați special de-ai mei. Încep cu partea din... Care începem? Eu scriu, eu. Cu Simo. Salutare, Simo! Ciao. Mă bucur să ne revedem. Salutare, Vlad. Într-un video anterior am înțeles că tu ești tânără speranță sub 18 ani și te-am susținut noi foarte mult. Vreo 20 sub 8. Trebuie să ne mulțumești pentru asta. Oricum îți mulțumim și, și lui Simo și ție. Vreau să vă mulțumesc pentru că vedeți cu ochi buni interviurile acestea și luați parte la ele. Eu zic că o să fie un interviu interesant astăzi, așa cum ați văzut în titlu. O să fie un challenge am-n-am. Nu știu dacă voi ați mai văzut pe YouTube chestiile astea. Aveți pregătite telefoanele. Eu zic că o să fie niște. Deja simoare, n-am. Bun. Puteți să și începem, da? Sunteți pregătiți. Hai. Pregătiți. Tu ai, că ziceai că ai superstiții înainte de orice challenge, concurs, ai boxerii? N-am fost chiar așa de pregătit. Bun. Am chiloții norocoși cu care iau startul. De cât timp? Altceva nu vreau să zici, dar numai de cât timp. S-au tot schimbat și în fiecare același an model, am sau? același model, da. Ei, cu supereroi. Primul a fost cu Superman, dar Superman la un moment dat nu s-a mai descurcat. Și odată cu vârsta încep și se încetinesc reacțiile și am venit cu o gașcă mai mare. Și dacă lui îi uzi cumva? Nu există așa ceva. Prima chestie. N-am căutat numele meu pe Google. Vlad. Am vrut să mă cunosc. Și cum vi s-a părut? Indexat, ok? Da, știi, să cauți și tu Vlad Cosma pe Google să vezi ce apare mai nou. Ce? Politicianul ăla de la Ploiești. Bun. N-am condus înainte de 18 ani. De multe ori. Bun, dar nu neapărat în drum deschis. Deci, da. în drum închis. Respect. De ce intrăm în detalii? Așa. N-am scăpat de amenzi în trafic, fiindcă am fost recunoscut. N-ai scăpat de amenzi? Mi s-a luat permisul pe chestia asta. Tu tot încercai să-i spui cine ești. N-am mințit la interviuri pentru a înfrumuseța povestea. N-ați zis niciodată că am mers super tare. Sau dacă am uitat. Bun. N-am înjurat în timpul unei probe speciale. De nenumărat. Da. Copilotul sau situația sau pe voi înși vă? Tot ce era cazul. Exact, au fost posibilități în care m-am înjurat eu, m-am înjurat în pe... italiană sau în română? În ambele. Deci să-l vezi cum înjură în italiană, mor. Deci este absolut final. Poate ne dai un înregistrare din... Probe de alea speciale cu sfinții în portbagaj plin în mașina. Da, când greșești așa trebuie să te enervezi un pic. N-am certat copilotul. Și am fost și certat de către copilul. Aia da. N-am reparat mașina în timpul unei probe. Ce-am de ați pus mâna și... Care e prima cursă care ți amintești așa, dacă... Unde ai reparat în timpul probei? La Cluj în 2008, cu Șoarec, îmi spart cutia la Logan, am început să... Bine, am abandonat, dar nu măcar am încercat. Atunci n-ai reparat-o, Vlad. N-am reparat, am încercat. Eu din Argentina, o etapă din campionatul mondial, prima și singura dată în care am fost acolo, chiar pe ultima probă, a ieșit de pe caseta de direcție, coloana de direcție și a trebuit să o pun în timpul probei. Și ai reușit. Da. Îmi pare rău că și eu vreau să zic de Argentina, dar am uitat. Acum nu mai te-ai să aminte când da, îmi da. Că mi-am... Las că zici la următoarea.
Am trecut pe roșu. Îmi pare foarte rău. Nu, bun, probabil galben la des, dar din greșeală, nu, adică nu a fost intenționat. Da, când galben spre roșu, când am fost mai și începe să fie interesant. N-am avut o întâlnire date / date cu o fană. Că v-ați chemat ea sau că ați insistat voi? Eu nu știu să încerc. Ce? Dacă am ce răspuns te așteptai? Este la mine, ce da. Bun. N-am răsturnat mașina pe o probă. De câte ori am dat? Mai știi? La tine chiar te-a prins pe bărbarul, dar tu ce n-ai răsturnat tu? Că ai pus-o numai așa? Numai așa, prima oară. După care în prima fază a fost așa. Și pe tine ne-am ieșit și pe tine. Eu eram live atunci. Am urmărit-o pe... Nu eram mai jos cu câteva viraje și cu tine cu Loganul de pe Talința. Da. Da, era acolo. Da, ambele. E ca și cum ai fi făcut și tu. Da. Numai că m-am tu răsturnat. Da, prima oară am fost copilot când ne-am răsturnat. Și nu mai înțelegeam nimic. N-am mințit în legătură cu un incident pe probă pentru a mă scoate. Hai să fii sincer. Eu mă gândesc serios, dar... Hai să nu ne-ai mințit. L-ai conturat așa, în așa fel încât să pară că nu tu ai greșit, că circumstanțele. Nu, sincer, nu știu, dar hai, pentru... hai să spunem așa ca să fim siguri. Bun. Nu mai știu. N-am condus o Dacia 1300. M-am urcat la volan, dar n-am condus. De ce? Ok, atunci nu a fost posibil. N-am fost speriat în dreapta într-o mașină. Fie ea de radio sau de radio. N-ai fost speriat cu adevărat să mergi cu micuțul odată. Să tine rezi, eu trecut. N-am condus Logan. Am și stat pe gânduri. N-am încercat să trișez în vreo competiție. Exceptând și rally, orice. De toată. La poker. Hai că te-ai gândit. Păi da, la orice altă competiție. Să... Alergare, șah, table, habar, n-am orice competiție. N-am mințit în legătură cu vârsta mea. Tot tipul a fost așa... Ce sunt? Bă, am 18 ani. Să ieși mai tare sau să ieși mai tare. Te-ai speranță, nu? N-am condus o mașină de peste 500 cai putere. N-am reacționat nervos la finalul unei curse / raliu. Ce? Ai dat? Păi depinde și de... În jurătură, bătut cu la asta, ce vorbeai de babarun, că atunci acolo a fost finalul raliului. Și a reacționat nervos. Bun. N-am copiat la vreun examen. N-ai. Vezi că apare cealaltă de care povesteam. N-am suflat în fiolă. N-am fost pe plajă la nudiști. Tu ai fost? Tu ai fi săvârșitor. N-am folosit Mircul. Hai să vedem pe pe Vlad știu, ce da? Mir. El nu știe ce e Mir. Mircul. Un fel de messenger. Era pe vremuri. Te prins, ce există? Nu le prins, sigur nu. Cum nu? Tu ce ani pot să fiu sigur? 94. 5 ani, nu l-am prins. Stai și stăteam destul de mult. Băgam Mirc. Era un fel de messenger. De ce? Când a apărut internetul, era... Ce tu ai? Un fel de WhatsApp pe calculator. N-am scuipat persoana cu care aveam un dialog. Asta nu ce, intenționat sau... Nu, mă, când vorbești, ea... Cred că da, atunci. Să zică, dacă cineva se simte. N-am mâncat mâncare de câini / pisici. Am.
Ești dubios, Simone. Am plecat aici și... No, se mai întâmplă, da. N-am furat dintr-un magazin. Copil fiind. Corect este. No. Eu am mai schimbat prețurile ca să fac un produs mai mic. Așa cum? Cum ai reușit? Da. Păi era perioada în care dezlipeai prețul și lipeai, nu era cu cod de bară. Știi? Și cum am prețul de până și până. Nu m-am gândit la asta. Da, interesant. Ești italian, de fire. N-am avut un crash pe o profă din liceu. După, nu mă, se pune. Am avut un crash? Te-ai îndrăgostit de o profă din liceu. Crash în acest sens, nu. Nu mi-a plăcut foarte mult la scoală. Dar nu mă de profă, nu știu cum te-a dat. Păi de-aia, vezi, înseamnă că noi am o profesoare drăguțe. N-am spart / stricat ceva în casa unui cunoscut și nu i-am spus. Nu? Vlad. Nu mai știu exact. N-am luat ceva dintr-un hotel la plecare. Aici vorbim de toate. Da. Prosop. Dar era frumos. Ce și zici de mine cu spartul în casa unde fur prosop. Da, nu mi-am dat seama atunci în moment. După aceea. Și nu ți-ai dat seama că te-ai trezit cu prosopul în geant, nu ți-ai dat seama. N-am fost la un show de striptease. Și l-au luat copilul pe Marc. Dubios. De aceea ne-am oprit, probabil. N-am avut o experiență paranormală. Care sunt nimic oameni? Da, multe situații în care m-am simțit ciudat că am retrăit acea senzație. Dar... Sau așa ceva. Tu n-ai avut nimic? N-am mințit în cadrul unui test psihologic. Da? Ca să vezi că s-o și prins. Eu nu prea am făcut teste psihologice. Ai scăpat de ele. Trebuia să pui să întreb dacă n-am copiat în timpul unui test psihologic. N-am refuzat vreodată să fiu sărutat. Nu să ți se refuze să vrei tu să sărut, ci să te vrea să sărut cineva și te refuzi. Aveți fan. Figuranță. N-am chiulit. Mare. Da. N-am fost refuzat de o fată când vreau să o sărut. N-am abordat străini pe stradă. Indiferent femeie, bărbat, ce... Da, se vorbește, am mai cerut câte ceasă de asta. N-am trimis poze dezbrăcat. Nu mai merge telefonul. Serios. Urma spuneam. Să șterzi. Da. Deci... Ți-am zis că e dubios. Deci, Vlad, n-am... Bine, depinde ce înțelegi dezbrăcat. De la brâu în jos sau... În boxerie aia. A, bine. Toată lumea a trăit. Simo? Aproape tinsă, cred că a pus-o pe Instagram. Încerc să-l repar, dar nu merge. N-am. Uite că am. Dacă n-am primit poze cu nuduri. Acum avem mai ca telefon. L-am reparat. N-am dansat pe manele. Nu merge. Îl prea am dansat. Ce? Da, el nu prins. Nu prins. Când era în România, pe vremea când erau la modă. N-am luat autograful unui pilot din VRC. Dani Sordo. Daniel Elena. Simon. N-am un idol în model. Și dacă da, cine? Un idol în model? Un idol în orice domeniu. Orice domeniu. Cine? Da, dar depinde de... Zi, un aliuri. Nu-s prea mulți. Dar poți, depinde. Pentru ce faci acum,
Ile, pentru ce făcea pe vremuri McRae, adică, ai... Bun, eu în fiecare sport am unul, de exemplu, fotbal este Shevchenko. Basket? LeBron James. Raliuri? Peter Salberg, Ojele, Bastos, aici... Și în România, și în CNR? În CNR, Bogdan. Nu, mai credeam că zici de Vlad. Nu, Vlad e cu mine, alături de mine. Am cerut să fac o poză cu persoană cunoscută. N-ai făcut nicio poză cu nimeni, să ceri, să zici, poți să fac o poză cu tine, nu? Am făcut. N-am fost dat afară dintr-un club. Nu? Ce băieți, serios. N-am trimis un SMS unei persoane greșite, că am sucat fez așa urât. De câteva ori a fost și periculos. N-am sărit cu parașuta. Da. Și nu? N-am, dar am fost aproape. Eram între, da, nu, da. Și nu? Nu te tântează. Mă tântează, dar atunci eram și eu cu Vlad și era vorba să sărim cu un instructor. Și eu am zis că dacă tot sar, trebuie să sar singur atunci când voi face asta. Și trebuie să fac. Trebuie să faci, da. Dar o să fac. N-am simulat o răceală doar ca să nu fac diferite lucruri. Da, de mult nu mai fac așa. N-am avut carnetul de conducere suspendat. N-am ținut dietă. Și acum încerc. N-am fost beat vreodată. Sunt întrebări luate care se pun de obicei, nu sunt neapărat toate ale mele. N-am șters o postare doar pentru că avea prea puține like-uri. Tu ai făcut? Da, pe pagina de Facebook da, pentru că mi-am dat seama că trebuie să gândi la algoritmul și nu l-am făcut într-un mod bun. N-am zâmbit fals. N-am crezut că Löw va reveni în VRC. Amândoi ați crezut că va reveni, nu? Da, bine. A revenit, nu... Nu o etapă. Cum va fi anul viitor? Da, atunci spre n-am. Dar totuși după aveam... După Spania am. Exact. N-am mers vreodată la consum. De multe ori. Când ți-a ratat zero și mai ai mulți kilometri... N-am luat autostopiști. Am luat odată o tântică, mergeam spre Băișoara de pe ceva sat, nu știu, dar era o vreme de aia nasoală, ninja, era fric și mi s-o fac cu milă, hai să o iau. Și ce, mă duci până, nu mai știu, că nu știam satele, după primul sat, o zis, o las că aici, aici are treabă, clar, nebunit sărac. Nu fost foarte mare fan. N-am îndrumat greșit pe cineva care a întrebat o adresă. Dar neintenționat. N-am fost provocat în trafic, că ați fost recunoscut sau ceva. Nu știu dacă am fost recunoscut. Dar și cum ați reacționat? Adică... M-am distrat odată, eram... Avea Simone prima oară, RS. Albastru, frumos, ieșea în evidență, eram în București și ajung la semafor și vine unul cu un Megane RS lângă mine și se uite și... Și începe și turează mașina și face semn, face liniuț. Și îmi dă din cap că da. Și pornește, ăla se duce, eu te ia frumos și am fost prima la dreapta. Nu, că sunt de genul acesta și bine că nu răspundeți și nici voi nu răspundeți la așa ceva. N-am uitat să iau un viraj într-o probă. Nu? Să uiți, că s-a dat dictarea, să fii atent în altă parte. Da, dar nu a fost gen să uiți să dau din volan, dar am greșit viraj. Da. Așa, da. N-am agățat pe cineva doar fiindcă sunt pilot de raliu. Sper că nu, dar poate că. N-am folosit replica, păi nu știi cine sunt eu? Cam asta a fost, băieți. Aminte, știi, nu? Da, aminte. Testul nostru de N-am. Sper că v-ați simțit bine și nu, că am zâmbit. Am simțit bine. Pe voi vă aștept în episoadele viitoare și cu voi sper să mă revăd și să vă lansez provocarea să facem câteva interviuri și afară, într-o mașină sau lângă mașini.
Și de ce nu să facem la un moment dat și un podcast? Pentru că cred că la oră ce discută o oră. Ne-am putut. Mersi tare mult. Mulțumesc. Și voi ne vedem în episodul următor. Ceau.